Vedeta TV Andreea Marin revine pe micul ecran la 2 ani de la ultimul ei succes, emisiunea Nu există, nu se poate de la TVR2. În exclusivitate pentru Playtech Știri, ea ne-a oferit câteva indicii despre noul proiect de televiziune la care va colabora. Vedeta de televiziune are agenda plină, ia de evenimente inclusiv caritabile și semnează parteneriate cu diferite firme, inclusiv de cosmetice. Andreea duce însă dorul televiziunii, ultima ediție a emisiunii sale Nu există, nu se poate fiind difuzată de TVR2, postul TV care a găzduit producția în urmă cu 2 ani. Întrebată de reporterii Playtech Știri dacă există posibilitatea ca din această toamnă, odată cu lansarea grilelor de programe TV, să revină pe micul ecran, Andreea Marin a oferit câteva indicii despre noul proiect, fără a menționa însă și postul de televiziune cu care va colabora. Nu e o emisiune permanentă. Sincer, nu e momentul pentru asta, fiind foarte prinsă cu propriul business, dar ne vedem în deschiderea unei emisiuni noi la una dintre marile televiziuni. Detalii la momentul potrivit.